Guvernul a aprobat majorarea salariilor în sistemul de sănătate publică și alocațiile pentru angajații la stat prevăzute în legile bugetului modificate recent. După ședința executivului desfășurată la Ungheni, prim-ministra Natalia Gavrilița a chemat oamenii să se înregistreze pe portalul compensațiilor la energie. Totuși, guvernul intenționează să-i ajute și pe cei care nu vor reuși să se înscrie. Vom face analiza datelor atunci când vom avea toate datele și vom vedea dacă această politică trebuie schimbată. În același timp, vreau să îndemn toată lumea să se înregistreze, pentru că această categorie medie nu va primi un ajutor atât de mare cum vor primi cei încadrați în categorii vulnerabile și foarte vulnerabile. Angajații la stat vor primi ajutor financiar 3.000 de lei în două tranșe. În același timp, guvernul a dat undă verde majorării de salarii în sistemul medical. Creșterea va fi în medie cu 10%, iar pentru personalul de conducere cu 5,5%. Avem vești bune și pentru sectorul privat. Am aprobat o hotărâre prin care simplificăm mecanismul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Această acțiune reduce semnificativ din cerințele de gaj. Ședința din această săptămână a guvernului a fost organizată la Ungheni. Ministrii s-au deplasat cu trenul Chișinău-Iași.